citeam o poveste care mi-a amintit de un eveniment de acum peste 20 de ani. În a doua jumătate a anului 1998, mă angajasem ca agent de securitate la o fabrică de lacte. Puștan fiind, lucram de obicei una din următoarele ture. 4 după amiaza, 12 ziua, 7:30 seara, 3:30 noaptea, 12 ziua, 8 seara. Cea dintre orele 7:30 și 3:30 era tură dublă, așa că eram doi de la 7:30 și la miezul nopții. Era o slujbă plictisitoare cu o rutină de urmat. Ne făceam rondurile, notam tot ce era ieșit din comun și urmăream un mic ecran care afișa imaginile camerelor de supraveghere. Timp de 6 luni, lucrurile au mers dureros de normal. Am muncit, am strâns bani, am cumpărat o mașină și am plănuit să mă mut. Spre finalul lunii martie a anului 99, mi-am înaintat cererea de încetare și m-am pregătit să mă mut pe partea opusă a țării. Un nou angajat a fost adus ca să-mi ia locul. Un băiat cu voce blândă numit Calvin. Ca să învețe ce avea de făcut, Calvin a muncit pe toate turele. Noaptea lucra alături de mine și celălalt agent de securitate, învățând rutina de seara a fabricii. Majoritatea serilor a lucrat cu mine și Amera, o fată care era în jurul vârstei mele. Aveam 18 ani la vremea aceea. Calvin era cu un deceniu mai în vârstă, tăcut și politicos, cu toate că ceva era ciudățel la el. Oamenii cu adevărat buni au un fel de energie pe care el nu părea să o emane. De câte ori făcea rondurile cu mine, îmi punea întrebări despre slujbă, ori despre alte lucruri mărunte. Am observat că era puțin ciudat, râdea în momente nepotrivite și își schimba tonul în mijlocul propoziției. La vremea aceea am zis doar că era stânjenit. Mi s-a schimbat părerea curând. Într-o noapte, spre finalul primei lui săptămâni la lucru, am mers să fac rondurile cu Amera. Când s-au întors la birou, știam că ceva era în regulă. În general, vorbăreață, abia a scos un cuvânt. Nesigur de ceea ce s-a întâmplat, am așteptat să dispară Calvin la baie ca să întreb. În timpul rondului, totul a părut în ordine până când au ajuns la fabrica de alamă, într-o zonă care se închisese la ora 6 seara. La ora aceea, nu mai erau angajați în jur și luminile erau stinse. Se îndreptau spre un punct de control în capul unor scări când atmosfera s-a schimbat. Mi-a spus că s-a întors spre el și l-a găsit la câțiva centimetri de ea. Speriată, s-a lipit de barele din capul scărilor, iar el s-a apropiat de ea, fața lui aproape că o atingea pe-a ei. A flirtat într-o voce joasă, iar atunci când ea i-a adus aminte că purta verighetă, acesta i-a zis că avea să-i pună capăt curând căsniciei. După aceea, am făcut doar eu rondurile însoțit de Calvin. Seara s-a încheiat fără alte incidente și am lăsat un bilet șefului nostru detaliind ce s-a întâmplat. Următoarea noapte a venit și a trecut fără Calvin. Am făcut rondurile în timp ce colega a rămas în biroul încuiat, același lucru următoarea noapte. Apoi, în penultima mea tură, am ajuns la muncă și am găsit-o într-o stare de panică. A aflat de ce lipsea Calvin de la muncă. A fost arestat pentru uciderea soției sale. Femeia a fost dezmembrată și arsă. Părți ale corpului aruncate într-o baltă la câțiva kilometri de locul nostru de muncă. În acea noapte, cât și următoarea seară, colega a sunat la pușcărie să se asigure că era încă acolo. S-a descoperit că și-a ucis soția cu câteva luni înainte să înceapă să lucreze cu noi. Uitați un articol despre arestul său. Bărbat din Halifax s-a acuzat pentru uciderea soției sale. A fost dată dispărută la finalul lunii august. În noiembrie, rămășițele sale schelezice au fost găsite într-o baltă la nord de Rocky Mount. Detectivii au declarat că au analizat dovezile luni întregi. Au găsit probe clare că bărbatul Calvin Brinkley și-a ucis soția. I-a dat foc și a dezmembrat-o, apoi i-a aruncat rămășițele în baltă. Nu m-am gândit că a făcut-o altcineva, a spus mama victimei.
Le-a luat investigatorilor 8 luni să-l pună sub acuzare. Un locotenent de poliție care a investigat cazul a spus: "Nu este o moarte obișnuită. Este mai mult decât tragică. Este oribilă. Dacă omor pe cineva, n-ar trebui să umbli liber." Aceasta este povestea. O să las un link în descriere cu articolul care descrie cazul mai pe larg. Și pentru că acestea sunt vremurile, o să vă rog din nou să donați dacă puteți. Puteți trimite un SMS la 8826 cu textul împreună, susținând astfel campania Prețuiește viața. Puteți trimite la 8824 cu textul Ajut pentru campania Dorește aripi. Puteți de asemenea dărui fondului de urgență pentru Spitalul Județean Târgoviște și dacă sunteți din oraș, știu că primiți și o floare acasă dacă vă înscrieți în urma donației. Puteți dona 2 euro la 8827 pentru a sprijini spitalele cu echipamentul de care au nevoie pentru campania Cruci Roșii. Puteți dona 2 euro prin SMS pentru a sprijini spitalul din Timișoara. O să las link-uri în descriere care mi se par mie relevante cu alte campanii pe care le puteți susține. Mulțumesc pentru vizionare și ne auzim data viitoare. Pa, pa!